Specialiștii au făcut un top al celor mai nepotrivite articole vestimentare pentru somn. Află de ce nu este bine să dormim cu pijamale închise la culoare. În general, pentru un somn odihnitor este recomandat să alegem pijamale largi în care corpul poate să respire și în care să nu ne încălzim mai mult decât este cazul. Materialele din care sunt făcute anumite articole vestimentare pot avea consecințe nedorite asupra pielii noastre. Iată câteva explicații oferite de către specialiști. De ce nu este recomandat să dormim cu anumite articole vestimentare? Pe lângă factorii de natură fizică, precum mediul, dar și cei de natură psihologică, precum stresul sau anxietatea, se pare că și hainele pe care le purtăm în timpul nopții ne pot influența calitatea somnului foarte mult. Alegerea corectă a unei culori, dar și a unui material, pot face o diferență colosală pe timpul nopții, potrivit specialiștilor. O pereche de pijamale nepotrivite pot transforma un somn de 7-8 ore într-un coșmar. Specialiștii ne recomandă să evităm culorile închise, în special dacă avem pielea sensibilă. Chiar dacă este vorba despre un material mai prietenos cu pielea, este mult mai indicat să alegem o pijama deschisă la culoare. Astfel, specialiștii au explicat că în cazul țesuturilor sintetice și al substanțelor chimice folosite pentru a face îmbrăcămintea rezistentă, coloranții au mai multe șanse să provoace dermatită de contact, orice erupție cutanată roșie care este de obicei mai gravă acolo unde țesuturile se agață, cum ar fi axilele, spatele și cutele brațelor. Ea a mai adăugat că hainele de culoare mai deschisă sunt de obicei făcute cu mai puțină vopsea, astfel încât este mai puțin probabil să provoace dermatită de contact. Principala greșeală pe care o facem atunci când vine vorba de un somn odihnitor este focusarea atenției pe cum arătăm și mai puțin pe confortul personal. În plus, specialiștii au mai afirmat că articolele vestimentare strâmte sunt cel mai mare ucigaș al confortului. Pe lângă că ne vom simți extrem de incomod, acestea îngreunează circulația sângelui, contribuie la creșterea temperaturii în corp și poate duce chiar la iritații la nivelul pielii sau afecțiuni mai grave, relatează A1.ro.